Agenția Națională de Administrare Fiscală vrea să organizeze un istoric al contribuabililor care nu mai sunt în evidența cazierului fiscal, urmând să păstreze datele pentru o perioadă mai lungă. Măsura apare într-un proiect de act normativ publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice. Cazierul fiscal este un mijloc de evidență și urmărire a respectării disciplinei fiscale, contabile și financiare de către contribuabili, în care se ține evidența persoanelor fizice, juridice și a entităților fără personalitate juridică, care au săvârșit fapte sancționate de legile fiscale, contabile, vamale și de cele care privesc disciplina financiară, arată proiectul de lege. Până acum, faptele din cazierul fiscal erau eliminate după 5 ani de la comitere, iar acestea nu mai apăreau nicăieri. Dar dacă actul normativ va fi aprobat, atunci ANAF va crea o altă bază de date unde vor fi trecute aceste fapte după ce au fost eliminate din cazierul fiscal. Informațiile respective vor fi păstrate timp de 10 ani potrivit notei de fundamentare a proiectului. Istoricul va fi consultat pentru ca inspectorii fiscali să observe comportamentul contribuabililor care, de exemplu, își înființează firme sau sunt numiți reprezentanți legali ai societăților.